Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CATA pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Salutare fani și astăzi la un nou episod de FIFA 23 Pack Opening, Foot Champions Bonus și o grămadă de pachete barosane rău de tot, în care sper să mai împice încă un footies. Am plăcut seria, nu uitați să plăcești butonul de cheie, foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un follow pe Instagram. Cel mai important lucru de pe planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPGG pe PC Garage, reducere în momentul ăsta, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com folosim codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari. Let's go, taiem asta echipa. O venim și nenea asta. Mă tentează să fac o schimbare la echipațiune. O să vă arăt la un moment dat dacă mă decid. Mă bag la creațiune tot ales. Dar trebuie să dau coins și vezi că stăm cam prost pe coins, dar astăzi, bine, când vedeți voi, practic nu mai este astăzi, că este mâine după pămâine care a fost ieri, s-a băgat schema Ț, adică exact începutul finalului. 85x10, primele două pachete. Acum nu știu sigur dacă o să fie ca și anii trecuți și o să-l bage la un moment dat nelimitat și o să farmăm ca ultimii sparți, dar vom vedea. Hai să luăm pachetul zilei de la Foot Champions Bonus. Lăsați și voi în comentariu cu ce ați primit, dacă v-ați bătut capul cu chestia asta. Mie mi s-a părut că merită, în ideea în care aveam Premier League și La Liga Jucadores. În mod normal nu știu dacă merită vrăjala asta. Na. Știți cum e cu eSports. Da, fiind finalul de joc, în teorie ar trebui să fie ce trebuie. Să fie bine, să nu fie rău. Ăsta, practic o să am și aici un 85x10, ceea ce înseamnă că testăm un pic apele cu 85x10. Nu o să mai zic că am văzut la Auzio pe Twitch. A primit Messi de 99. Mă dă facă hau, Messi de 99 peste tot și aia ture. Tot îmi dă și nici nimeni. Hai că îmi dă dacă. Abia aștept la anul să pot să dau claim all. O să bage butonul de claim all și stăm pe spate. Bun. Bonus frumos. Am și două pachete cu 84x10. Cu fodărul pe care îl primesc din pachetele astea. Evident, dublurile. Le băgăm. Sau fodărul băgăm. Îl băgăm la următoarele. Două 85x10. Let's go time 81. Ure gold players pack. Primul pachet Ozini. Se anunță putre Gaius Maximus. Spain is Spain. CM colecția mea continuă 83. Forever. Să sperăm că la anul ori nu mai există jucători de 83 spanioli, ori pușca și curau ala tici nebun. Măcar să vină domșoare dacă tot. Altfel că mi-e o domșoară la 83 rating. Bineînțeles să nu uităm. Ionica Messi din Preview Pack. Ziua în care îmi dă alergând cu rugol prin Cluj. Ok, nu s-a întâmplat. Asta este. Romero? Nu e Romero, e Chiobel. Nu cred că are sens să cumpăr la... Sau hai să vedem că parcă s-au scumpit 83-urile cu SBC-urile astea. Cum dau un? Așa. Deci vreo 4500 e nu prea că are sens. Ăștia alți nu cred că se vând la un preț corect. Să continuăm. Să fie bine, să nu fie rău. 84 plus rare gold, rare pack, evident minim boards. Întrebarea este, rămâne board sau... Aproape Messi, Messi la mâna a doua. Di Maria, 84 fix din 84. În caz să nu fie dublură. Bun, perfect. Hai Gigel. Racu domnul Gigel. Pedalează și el cum poate. Doi jucători de 83. Haide. Vreau jucători speciali. Vreau footies. Nienția, goalkeeper, Bauman. Și să vezi, 83 exact. Merită mai și nebun să îi bagi la creație cu Champions Bonus. Dă pere rău de tort. Bine, probabil că o să dai aici bine. Mai mult pentru pachetul ăsta am făcut decât restul. Doi jucători de 84 plus, haide. Te rog, doi de 84, nu cumva să-mi dai altceva. Opa. Toti nu mai știu cum zicea. Goalkeeper, iar o veni scărțarul ăsta. Dar e bine că e 89 rating. Tot e onorable mention și în spatele lui nici nu fac griji. Este Messi sau Yaya Touré? Câți, Johnule, ai dat-o până la mătă în curte? Acolo pe dreapta?
Acolo e nimeni. Am nimerit, mă. Bun. M-ar fi chiar să fie Messi. Am încercat. M-am tot zis. E câțiva ani încoace, tot dau cu predicturi din astea. Poate cândva o să și nimeni zici, nu? 3 jucători de 84 plus. Haide. Tot cu speciale să fie, dacă se poate. Bun. Champions League. Schick. Schick. 87 rating. Not good, not bad. Vedem dacă pică ceva în spate la scârțar. Dați cu like-uri, băieți. Domnul Schick zice, eu n-am treabă cu astea. Dar dacă zice Schick, trebuie executată treaba. Și comentarii, bineînțeles. Ok, 3 speciale. Partea bună e că nu i-am dublură. Nu dau cumva din greșeală și Nikon. Falca e că nu o să-l tragem pe dreapta mâine, nici nu știu, vei. Trebuie să scap deja de el, că de când îl țin aici. Îmi pute. 5 jucători de 85 plus. 99% walkout. Dacă nu cumva se întâmplă manevră. Ok, nu mai știu cum îi zice asta. Rotul de knockout. Gerard Moreno. Și pe ăsta l-am băgat la SBC, deci nu o să-l am dublură. Acum întrebarea este ce este în spatele acestui șoloban. Hai să vedem. Mă, din nou, partea bună, fodăr decent și n-am dubluri. În rest, le-am de foc, practic. Cum mă și așteptam de altfel. 85x5, din nou. Când o fi să vină Yaya Tureu? Mamă, gold. Măcar dacă era ciorbă în varză, ești nebun. Dar ești ceșnic. Nu fie oare jucător special în pachetul ăsta? Sau să fie jucător special de 85? Mamă, cum ar fi 4 de 85 în spate la scârțar? Sper că nu. Deși nu prea are cum să pice altfel, de fapt. Dacă a picat gold în față 86 walkout, în spate poți să fie numai jucător de 85. Cum ar fi să fie cu Ionica Messi, dar n-are cum, de fapt. Ba da, mă, uită-mă, bă, ce ciudat. Parcă așa era schema, în fine. Buguit până la capăt jocul, let's go time, FIFA 23, partea bună din nou, n-avem dublură. Păcat că nu bagă cardurile gold în spate. Bun, 2 pachete de 84x10, am așteptări extraordinar de mari. Hai să vedem în mijloc, pentru că în mijloc este cel mai bine rău de tort. Iar o Europa League din ăsta sau ce era. Iar mă, lemnăria de icone. Ok, deci clar avem dublură aici. Să-l mai dăm pe scârțarul ăsta. Să nu fie așa multe carduri speciale în... Nici nu mai știu, batch 2, batch... Ce scârțării mi-o fie ăla? Că pică un pic cam prea des. Aceeași, băieți. Dacă în spatele lui se află vreun avion... Ar fi rău. Și în spatele lui nea icone. Și în poiarul. Forlan! Mă... Din nou, foarte bine pe fodder în ideea în care n-am dubluri. O leacă, mulți de 84, dar nicio problemă. Și Forlanescu. Card arată absolut bestial, dar e extraordinar de ieftin și nu-mi dau seama de ce. Ori ultra legendar de putrega in-game, ori pică în prostie, dar card arată legendar, ești nemuit ce șutare. Și nu-mi dau seama de ce e 70.000 sau cât e 50.000. Ok, 100.000, ceva în genul. Practic al doilea, footies. Oh, și pe Premier League, ia vezi, mă, nene, mă. Ăsta ar putea să mă ajute ca să-l joc pe Rodri. Ok, pot el bag în bandă, vom vedea. Nu știu sigur dacă merită să-mi bag la creație să-l scot pe Ferrari Torres. Ăla are și limba de type și știu clar că e bun. Hai să vedem, o să-i dau cu X la mine icone. Dacă erau mai mulți, mă băgam la creație, dar așa, salutare, pas, cărțare. Așa i-am dat cu X sau l-am băgat la SBC când mi-a ratat în mare finală, ești nebun. I-am dat direct topor. Hai nenea, 84x10 încă o dată. Cred că am vreo 30 de walkout-uri aici. Bine, pe episodul ăsta, nu în pachetul ăsta. Anglia, CDM, televizorul Philips. Nu mai știu dacă l-am băgat la SBC. E nenea Philips. Important este să fie ceva Barosan în spate. Aș da predict că este un footies in sine. Și like-uri din nou, domnilor. Trebuie să executăm, n-aveți ce să facem, domnilor. Dacă băieții ăștia grei zic. E fotbaliști, nu fraieri. În spatele lui, Cărțarus Maximus. Ok.
decent. Nu-i bine, nu-i rău. Partea bună e că au venit Berbeceu din nou. Și facem și bani, aveți mă, nene, mă. No, bun. 85x10, primul test. Bineînțeles, nu uitați, dacă aveți nevoie de ceva de pe PC Garaj, reducere în momentul ăsta, plus în codul de reducere, cătă XPGG, 85x10, Ionica Messi. Hai mă, nene, mă, dă-l pe Ionica. Ok, iar cardul ăsta nu mai știu cum zice, Whale Road to the Lemne, Terie. Arată chiar bine dacă stau să mă uit așa o leacă, dar din nou stăm cu speranța că poate un footiz în spate. Altfel, Lemne de foc rău de tort. 85x10. Sper să fie totuși ratingul mai mare în spate. Măcar cardurile gol ceva. Am dat predictul, l-am dat un pic pe lângă cu Insigne. Decent. Decent. În ideea în care a picat Insigne și Nenea Levan ciorbă în varză, dintr-un 85x10, se putea mai bine, se putea mai rău. Era fain dacă l-aveam pe ăsta 3 double, dar nu nicio problemă. Ăsta îl tragem pe dreapta și îl bag la SBC. E ok. Nu pot să zic că a fost extraordinar, nu a fost nici rău. Am primit 2 footies. Pot eu să fac schema, cum am zis. Ideea în care cred că footies-ul ăla o să dea... Asta e că l-am schimbat pe ăsta. Mă și gândesc, ce are ăsta? O să dea 2 link-uri dacă îl bag aici pe Forlan. Atunci cred că aș putea să fac schema și să-l bag pe Nenea Rodri în echipă. Dar nu știu dacă merită combinația asta, în ideea în care cel mai probabil o să pice și ăsta dacă îl dau afară pe Nenea ăsta. Deci o să fie un pic de creațiune dacă funcționează cum cred eu schema. Dacă nu, aia e. Dar, per total, zic că a fost ok. Vedem ce o să vină din următoarele pachete cu 85x10. Vedem dacă o să mai bage încă o echipă după asta. Cam asta a fost episodul. Mersi, fain divizionare. Super fain în continuare. Salutare, salutare.